Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Fogel, în direct pe rețelele de socializare, așa cum v-am obișnuit, din studioul Roman 24 online. Alături de mine, pentru prima dată, domnul Bogdan Roman. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua! Foarte pe scurt, scrie mare pe burtieră, co-inițiator NextSpace, co-fondator al Mișcării pentru Dezvoltare a Moldovei, administrator, manager, cum spun, Metropolis, Fereastra 1. Oamenii vă cunosc destul și totuși nu pot să nu încep emisiunea asta, interviul ăsta, discuția asta amicală cu o mică întrebare. Sunteți zgârcit sau cumpătat în apariții publice de genul ăsta? Cum v-ați... Optimizez timpul, să spunem, și prefer să fac lucruri pe care ulterior să le regăsim în impactul asupra celorlalți. E așa un fel de... Asta a fost cu mantă, că n-a fost un răspuns direct. Cumpătat? Voi încerca să fiu mai prezent la dumneavoastră. Mulțumesc. Vorbim despre niște oameni cu idei. Dumneavoastră sunteți unul dintre acești oameni care au niște idei. Niște idei care n-au mulțumit pe toată lumea, sau nu neapărat că n-au mulțumit, ci poate au fost trecute... S-a trecut peste ele mai ușor, că poate nu sunt importante, nu sunt... Cum ați caracteriza... Vorbim de NextSpace, da? Ce este, în primul rând, pentru cei care poate nu sunt la curent? NextSpace este un grup de inițiativă civică. Suntem mulți oameni cu idei în roman și sperăm să fim din ce în ce mai mulți și în NextSpace. Nu suntem neapărat oameni cu idei, cât suntem oameni care ascultă oameni. Da. Pentru că nevoile noastre diferă și trebuie să acoperim întreg spectru de nevoi. Principala noastră preocupare este în a face Romanul un oraș în care să alegem să trăim. În momentul de față știm cu toții că din Moldova, din regiunea Moldovei, pleacă sau unul din cei plecați sau deși Moldova reprezintă un sfert din totalul suprafeței României, un român plecat afară este moldovean. Da. Ce să mai spunem din roman? Știm cu toții, avem cu toții rude plecate afară. Romanul nu mai reprezintă o opțiune pentru tineri. Tinerii, după ce termină o facultate, aleg să rămână, din păcate, în alt oraș sau să plece în afară. Ce înseamnă asta? Că nu are romanul ce să le ofere? Din punct de vedere al ce? Distracție? Cultură? Viața socială, de viața exemplu. Viața socială. Bun, acum vorbim de... e clar, lipsa unui cinematograf, dar asta e o chestie minoră, se poate rezolva. De ce nu ar alege tinerii să rămână în Roman? E bătrân orașul? Da, din păcate, proiectele făcute în Roman nu au avut o viziune, să spunem, în a întineri orașul, în a-l adapta la noile nevoi. Și atunci când călătorești în afară și observi un cu totul alt mediu, tind să te regăsești mai bine acolo. Bun. Și sunt orașe în România care arată ca afară. Nu trebuie să trecem granița, trebuie să trecem doar munții, de exemplu. Oradea, Cluj, Alba, chiar și Ciugut, dacă... Vorbim de lipsa de viziune a unor administratori de oraș, primari... În cazul Romanului, din păcate, cetățenii nu reprezintă un factor de decizie și da, administrația decide felul în care sau modul în care se alocă banii și imprimă viziunea pe termen scurt și mediu și lung a orașului. S-a zis o chestie foarte interesantă, că cetățenii, opinia cetățenilor nu este demnă de a fi luată în seamă. Nu astea au fost cuvintele, dar cum... Am zis că încă cetățenii nu decid. Da, din păcate, ăsta este adevărul. A fost mediatizată intenția noastră de a include, dau un exemplu, de a include un reprezentant al pietonilor și unul al bicicliștilor în Comisia de Circulație. După ce am făcut o consultare cu câteva ONG-uri din Roma și am ajuns să alegem împreună reprezentanții pe care urma să-i propunem, care nu erau din rândul NextSpace, de exemplu, ne-am lovit de refuzul categoric al administrației locale, deși
Dacă e să ne raportăm la Iași sau la alte orașe din zonă, acolo este o tradiție ca cetățenii să aibă reprezentanți în administrația locală. În Comisia de Circulație mă refer la efectiv locuri neremunerate. Bun, dar spuneți-mi, ce ar fi adus în plus? De exemplu, dacă aducem un bieton sau un biciclist în Comisia de Circulație în Roman, care este, în momentul ăsta, e sugrumat de trafic, deși nu este o metropolă. Pe site-ul nextspace.ro apare că unul din patru romașcani are mașina. Așa este. Deci nu sunt atât de multe. Un sfert din numărul populației îl reprezintă cei care dețin o mașină, deci nu sunt atât de multe. Da, pentru că Roman în momentul de față, întâi de toate, este oraș de tranzit, nu este neapărat oraș în care se trăiește din punct de vedere al traficului, pentru că Cestrinu spunea în 2015 că 5 milioane de vehicule traversează orașul. Sigur că de atunci traficul s-a întețit și dacă luăm în calcul ultimele investiții făcute în zona Roman și de ce nu o simțim cu toții, varianta vest este de-a dreptul sugrumată, este blocată, în timp ce varianta este impracticabilă. Așa e. Și atunci tot traficul care ar fi trebuit să-l preia o variantă ocolitoare eligibilă în opțiunea celor care aveau de tranzitat orașul, aleg să abordeze una din variante, una din cele 4-5 variante, Ștefan cel Mare, Cuza Vodă, Roman Mușat și altele. Și dumneavoastră, în urma unor studii, ați gândit o altă opțiune. În urma studiilor și în urma folosirii unor instrumente avute la dispoziție de orice administrație locală sau de orice utilizator interesat, nu am reinventat roata. În contextul în care a fost adoptat un Green Deal, un pact verde pentru Europa, în Parlamentul European, deci Uniunea Europeană a dat semnalul că în exercițiul viitor va bugeta alocări financiare pentru a da la o parte pentru a încuraja energia verde și pentru a scoate poluarea din aglomerările urbane. Tot contextul este o oportunitate pentru noi, reprezintă, vă dați seama ce ar însemna pentru Roman să intre în buget 40 de milioane de euro. Da. E o oportunitate de-a dreptul, se poate dezvolta nu numai infrastructura, cât și alte. Gândiți-vă la digitalizare, la tot ce înseamnă sănătate până la urmă. Și pentru că un astfel de proiect nu înseamnă a face cum se mediatiza sau se pronunța unii, a se construi exclusiv piste de biciclete sau o să ajungem să vorbim și despre asta. Că mijloace de transport nepoluante neapărat, ci înseamnă un set întreg de măsuri. Pistele de biciclete, de exemplu, reprezintă, 10% din totalul proiectului, poate și mai puțin. Ideea este că în formula asta se redă orașul oamenilor și se scot mașină de pe primul loc, să spunem, dar fără să obligăm oamenii să renunțe la mașini, ci efectiv dându-le alternative eligibile în opțiunile lor, transport public nepoluant și eligibil, da? Fără să trebuiască să aștepți minute în șir, deși nu știi când ajunge în stație un transport public, un mijloc de transport public, sau diverse alte metode multimodale. Eu v-aș propune să facem următorul lucru, pentru că site-ul nextspace.ro este la îndemâna oricui, e de ajuns să-l tastați pe internet și veți găsi, este ușor de folosit, este foarte bine gândit. Aș vrea să prezint, dacă îmi dați voie, și echipa pe care o aveți nu în spate, ci în umăr lângă umăr. Da? Vorbim de deja cunoscuții Teodora și Gabriel Baciu, îi știți foarte bine, ambii jurnaliști în roman.ro, de asemenea agregatorul în neamț.ro, domnul arhitect George Grama, dumneavoastră, bineînțeles, și îmi place că scrie alți prieteni care au preferat să rămână anonimi, dar cărora le mulțumim pentru ajutor. Așa este. Ce detalii? Alți prieteni? Înțeleg, nu am nevoie de nume. Mulți? Puțini? Potenți financiar? Din ce în ce mai mulți.
din ce în ce mai mulți. Aici nu a fost vorba de un efort financiar, a fost vorba pur și simplu de a aloca timp și bună credință. Am așa o senzație că o să trebuiască să scot informații. Deloc. Sunt oameni care au influență politică, adică ar putea să bată la ușile mai sus și să spună, domnule, urmăriți programul ăsta, că au niște chestii interesante, vor să schimbe un oraș întreg. Sunt genul ăsta de persoane? Am invitat la prezentarea proiectului de pe 13 februarie toți reprezentanții politici din Neamț, inclusiv administrația locală și tot ce înseamnă Consiliul Local, deputați, senatori de Neamț. Au venit doar câțiva, cărora le mulțumesc încă o dată și le voi mulțumi mereu, și-au arătat sprijinul pentru implementarea proiectului. Sperăm că așa va fi. Ulterior, la final de pandemie, am transmis pe mail invitația către toți parlamentarii de Neamț pentru a mai face încă o consultare pe marginea proiectului. Plus, există contextul ăsta legat de centura ocolitoare, parte din A7, și de cele trei trasee pe care erau supuse dezbaterii la momentul analiza multicriterială, pragul 2, etapa a doua, de fapt. Însă, din toate mail-urile am primit răspuns doar prin bunăvoința deputaților Cosman Ciuc și Iulian Bulai. Foarte puțin. Așa este. E foarte puțin. Probabil că prioritățile dânșilor celorlalți sunt altele. Poate că... Poate au planuri identice cu alea dumneavoastră și nu vor să vă bateți cap în cap. Nu cred că participarea unuia sau altuia implică, știu eu, sau exclude pe cineva din ecuație. Până la urmă, civicul este normal să lucreze cu politicul. Din păcate, în Roman nu prea se întâmplă. Trebuie să vă întreb ce m-au întrebat și pe mine alții. Mă, eu înțeleg să fac ceva din simț civic. Sunt un om, am o idee, vreau să o pun în practică. Ce fel de om aș fi dacă n-aș încerca să fac lumea mai bună, nu? Și atunci vine întrebarea următoare. De ce faceți toate treburile astea? Cine v-a urmărit cât de cât programele noastre, v-a văzut și la plantări de puieți? Nu doar în Roman, și în zonele din jurul Romanului. A citit și că ați luat un grup, grupuri de elevi și, în fine, poveștile sunt multe, da? Și bineînțeles că oamenii mă întreabă și pe mine, și eu vă întreb pe dumneavoastră, de ce le faceți? Pentru că înainte de toate, înainte de a fi co-inițiator NextSpace sau administrator de firmă sau înainte de toate, sunt om de 39 de ani, tată de 12 ani, deci tot interesul meu este să fie bine aici în Roman și sunt născut aici, am copilărit aici, am fost educat aici de oameni de aici, deci tot ce am și ce sunt datoresc comunității de aici din Roma și trebuie să întorc din ce reușesc să fac celor din Roma. Născut și crescut în Roma. Asta ce înseamnă? Că ați avut posibilitatea să vedeți plusurile și minusurile, că nu există societate perfectă. Am avut ocazia, da, să văd poate romanul în situații mai bune și mai rele decât acum. Și așa ați ajuns la concluzia că v-ați dori, și citez în continuare de pe site, da? Că despre asta vorbim, despre NextSpace. Un oraș mai puțin poluat cu oameni mai sănătoși. E un oraș poluat, asta nu e noutate. Vă dați seama, 5 milioane de autovehicule în 2015 raportate de CESTRIN. Intervalul 2015-2020 cunoaște o dezvoltare economică în zona Roman. Orașul este tranzitat din ce în ce mai des. Artera Vest știm cu toții că este blocată. Cum spuneam mai devreme, artera Est, din păcate, nu este practicabilă. Deci toate autovehiculele intră prin Roman. Dar răspunsul oficial la fiecare întrebare în conferința de presă a fost că poluarea e în limite normale. Cineva nu e informat? Răspunsurile nu sunt asumate, probabil, însă poluarea este peste limitele normale și noi am măsurat de câteva ori cu două gadgeturi, ca să spun așa, omologate. Lucrurile stau destul de rău.
Nu o să trec la partea cu oameni mai sănătoși, pentru că odată cu reducerea poluării, evident, măcar partea asta nu o să mai afecteze sănătatea populației. Digitalizarea? Da, vă dați seama ce ar însemna să știm un traseu, să putem estima un traseu dintr-un anumit punct în altul roman, să putem să ne luăm bilete pe o aplicație fără să căutăm să ajungem în spatele șoferului să cumpărăm bilete fizic, să putem să optăm pentru diverse variante de mobilitate și nu neapărat autobuz sau ci să închiriem, de exemplu, bicicletă, scutere sau mașini sau orice altă variantă. Toate astea aduc un plus în roman și așa cum am prezentat pe 13 februarie, acea aplicație Roman in Time, care este destinată nu numai conducătorilor auto, dar cu siguranță optimizează în mod decisiv traficul auto și parcările, aceste parcări care tot se construiesc în spațiile verzi sau spațiile de trafic, acea aplicație ar putea să ofere beneficii și pentru administrația locală, pentru că ar oferi date prin care s-ar extrage rapoarte și s-ar putea lua decizii în sensul ăsta și ar putea să ajute mai ales utilizatorii pe noi toți. Deja ați vorbit de atâtea variabile, toate trebuie cineva să le ia în calcul și efectiv să muncească. Da, este o muncă la început, e adevărat, trebuie să aduni câteva informații care să le transformi în decizii. Acest lucru se poate face ori informatizat cu ajutorul unui instrument case, o soluție generată de alții, sau putem să strângem informații pe baza unor consultări, unor lanci consultări cu beneficiarii și a unor consultări, de ce nu, bineînțeles, cu experții în domeniu. Nu reinventăm nimic aici, soluțiile sunt aplicate în toată lumea cu succes. Cu siguranță se vor aplica și în roman, depinde de noi dacă le aplicăm peste 50 de ani sau acum, dar costul întârzierii îl suportăm cu toți. Vorbeați mai devreme și e un subiect care mie personal îmi place pentru că l-am văzut cu ochii mei și anume transportul în comun alternativ. Cum? Alternativ e bine? Cu electric? Vorbesc bine? Nu cunosc terminologia. Autobuze electrice. Se poate face în roman? S-ar putea? Adică înțeleg că ați prezentat proiectul, ideea, dar... Practic. Se poate oriunde și se iau bani pentru asta. Există axe de finanțare special pentru mobilitate nepoluantă. Ține doar de administrația locală să înțeleagă că trebuie să depună un proiect în sensul ăsta și trebuie să subliniez aici că atât timp cât lucrările în roman deocamdată nu se fac de calitate și nu pot să nu mă gândesc că o astfel de implementare poate fi pe cât de benefică, pe atât de periculoasă pentru noi romașcanii, pentru că vă dați seama ce ar însemna să intre o sumă enormă, e adevărat în tranșe, în roman, lucrările să nu se facă de calitate și să trebuiască în perioada de monitorizare să le refacem pe cheltuiala noastră, așa cum a fost în pietonal, de exemplu. Acolo unde se mai alocă acum 5 milioane și ceva de lei noi. Acum hai să fim serioși, chiar credeți că o să vedem vreodată pietonul ăla finalizat, 100%? Da, depinde de vot. Știți, bancul acum în timpul mandatului meu? O să vi-l zic după emisiune. Așa a zis Dumnezeu la un moment dat. Nu în timpul mandatului meu. Sunt curios. Conduceți o mașină electrică. Nu e o noutate, toată lumea o știe. Sunteți un om care susține partea ecologică. Vă considerați un ecologist? Sunteți ecologist? Nu pe cât mi-aș dori. Reciclați? Încerc pe cât posibil, da. Aveți idei despre cum s-ar putea face reciclarea în roman? Sau măcar colectarea selectivă sau, nu știu, altă idee față de ce se aplică acum? Pentru că administrația publică locală a venit și ea cu ceva la înaintare. Trebuie să dăm cezarului ceea cezarului, o scutire la impozitul pe vehiculele electrice sau hibrid. Există, e un pas înainte, e un pas mic, dar e o mână întinsă. Sunt idei mai bune ale dumneavoastră?
Nu ale mele, sunt idei mai bune implementate în lume, trebuie doar să le luăm și să le implementăm și aici. Prototipizarea asta înseamnă. Se vorbește, la următorul, se vorbește acum pe Facebook, pe rețele de socializare, se vorbește mult despre conflictul ăsta cumva artificial generat cu pista de biciclete. 2,5 metri, 250 de metri, prea puțin, e important. Ideea contează și trebuie să fie pusă în practică, pentru că e o idee bună. Dar se justifică? Pista de biciclete. Câți bicicliști mai sunt în român? Pista de biciclete în sine sau o rețea integrată de piste de biciclete în român înseamnă poate 10% din totalul unui proiect de mobilitate urbană. Probabil că acum nu sunt foarte mulți cei care optează pentru maniera asta de a parcurge orașul. Însă, dacă se creează condiții de siguranță și sigur că vom fi din ce în ce mai mulți, dar, iarăși, pistele de bicicletă nu reprezintă întreg proiectul, ci doar un procent de maxim 10% din totalul lui. O pistă de bicicletă, ca să fie eligibilă, trebuie să aibă pe fiecare sens o lățime de un metru. Obligatoriu trebuie să fie protejată. Nimeni nu vrea să meargă pe bicicletă în mijlocul drumului, pe lângă camioane sau alte... Apoi, pe zonele de pantă și curbă trebuie să se lărgească cu câțiva centimetri. Deci sunt niște reguli care, respectate în toată lumea, de altfel, ar trebui să ni le asimilăm și noi și să le respectăm, să le luăm ca atare. Iarăși, nu trebuie să reinventăm roata, trebuie să luăm cei mai buni de la toți și nu trebuie să traversăm toți pașii care au dus la o asemenea situație undeva în afară sau în România, acolo unde s-au implementat, pentru că, așa cum se spune, viața e prea scurtă să faci toate greșelile. Deci, dacă mergem din pas în pas, vom cheltui foarte mulți bani pe, cum vedem acum, locuri de parcare zugrăvite, vopsite, cu luni din spațiu public, din cel pietonal sau rutier, și din spațiu verde. Problema cu spațiul verde e foarte discutabilă. Pe mine personal m-a interesat încă de pe vremea fostului primar, domnul actual deputat Leureanu. Am întrebat de mai multe ori câți copaci mai sunt în Roman, se vorbește mult de toaletare. Mie nu mi-e foarte clar. E adevărat, avem parcul municipal care, în teorie, cel puțin ar trebui să compenseze. Dar nu văd pe cineva din cartierul Nicolae Bălcescu mergând până în parcul municipal ca să stea la umbră. Adică presupun că ar trebui niște copaci și pe traseu. Și... undeva se pierde spațiul verde. Ar trebui, pentru cei care vor să meargă pe jos, trebuie clar zone de repaus. Dacă nu asiguri umbră pe tot traseul, trebuie obligatoriu să ai zone de repaus cu umbră. E adevărat că se taie din ce în ce mai mult și noi, de exemplu, am făcut câteva campanii de împădurire, dar sunt minore față de necesarul din zonă. Din păcate, de exemplu, și în parcul Jora, cred, erau vreo 15 copaci care s-au tăiat. Nu e uimitor, e oarecum ironic să tai copacii ca să faci un parc? Adică, numai mie mi se pare că ceva nu e în regulă? E ca și cum ai spune, pun iarbă verde peste tot, îi invit pe oameni să iasă afară din case, dar le spun nu călcați pe iarbă, că luați amendă. Probabil că se bazau că vor urma plantări, însă un arbore crește în zeci de ani. În sfârșit. Trebuie să vă mai întreb o chestiuță. Mă gândeam zilele trecute. Chiar zilele trecute mi-a venit ideea asta. Dacă România este o țară outdoor friendly, pentru că noi avem problema asta, nu ne plac chefurile, suntem români, avem spiritul ăsta latin, sângele ăsta latin, ne place să ne bucurăm, să ne distrăm, să facem chefuri, să ieșim, dar numai acolo unde ne permite stăpânirea. Iarăși, dacă aș vrea să merg în cortul, de exemplu, și să stau un weekend întreg în pădure, pierdut de toată lumea, nu pot, că nu-i spațiu special amenajat. Ne încurcă cu ceva? De ce facem chestia asta? Da... Din păcate, zonele verzi dispar din Roman. Se preferă locuirea cu zone construite sau zone cu blocuri. Zona de parc
În zona de parc este permis călcatul pe iarbă sau să te întinzi pe o pătură, să spunem, să citești o carte, eventual. Doar în anumite zile din an, când se organizează ceva în sensul ăsta. Deși în afară știm cu toții că efectiv te duci, îți pui o pătură sau te așezi pur și simplu, acolo. Sau poți să iei masa, un mic picnic, da. Medical vorbind, și că este recomandat să mergi desculț prin iarbă. Ce face bine la psihic. La mental, da. La noi nu, nu călcați pe iarbă. Fumați-o, ce să faci cu ea atunci dacă nu călcați pe iarbă? Da. Trec la următoarele. Trotuare pentru mămici, bunici, sportivi și persoane cu mobilitate redusă. Vă rog tare mult, un oraș pentru cetățenii de la 0 la 100 de ani. Noi avem o problemă cu trotuarele, deja. Orașul este al tuturor și cu siguranță și dumneavoastră ați întâlnit stâlpi mergând pe trotuar. Să nu țin de municipalitate, nu țin văd... de EON. Da, dar nu văd sensul de a înlocui sau de a pune pavele, de a restaura sau reface trotuarele în condițiile în care stâlpii rămân pe mijloc și să nu îngropi înainte cablurile. Acum eu vă spun sincer, un stâlp în mijlocul trotuarului poate părea o aberație arhitecturală, dar mai mult mă deranjează o mașină parcată fix pe tot trotuarul. Aia da, mă deranjează. Cred că aici trebuie să ține strict de educație și de măsurile luate de administrația locală. Dar ce înseamnă, când spuneți trotuare pentru mămici, bunici, sportivi și persoane, sportivi, presupun că vă referiți la cei care fac jogging. Da? Ok. Absolut. Și persoane cu mobilitate redusă, evident ne-am prins despre ce este vorba. E vorba de, vă referiți la lățirea trotuarelor, pentru că majoritatea au 15 cm, nu știu cât a mai rămas din trotuare în român. Sunt foarte înguste. Standardul spune 1,80 m. Dacă mergem prin oraș să măsurăm, vom constata că doar în anumite zone avem lățimea asta. Așa este. Au fost trotuare mai late sau îngustat pentru că la momentul respectiv s-a luat... Dar legea spune 1,80. Dacă e să ne gândim că suntem în Uniunea Europeană și s-a armonizat legea, ar trebui să avem 1,80. Bun. Acum, eu nu vreau să fiu ăla care bagă zăznanie, dar trebuie să mă lămuresc că mie nu mi-e foarte clar. Acolo de unde nu e, cum putem să facem? Străzile din România sunt, din construcția lor, înguste. Nu sunt ca alea din Statele Unite unde poți să întorci un tir. Străzile din România sunt înguste. Trotuarele la rândul lor au fost înguste din construcție. Acum nu poți să dai blocurile la o parte ca să lărgești drumul. Nu se mai poate. Întâi, înainte de toate, trebuie să rezolvăm cu varianta ocolitoare. În timpul ăsta putem să construim parcări multietajate. Subterane în ultracentral, supraterane în cartiere și terane în periurban. Fără să scoatem mașinile parcate din spațiu public, verde sau rutier, nu vom avea spațiu nici pentru trotuare, nici pentru piste de bicicletă, nici pentru alte variante multimodale. Dacă transportul public un transport public să devină eligibil, trebuie să fie înainte de toate prompt. Atât timp cât stai în stație, aștepți și nu știi cât vei avea de așteptat până va veni autobuzul, cel mai probabil renunți să-l accesezi pentru că ajungi mai repede pe jos, cu atât de multe ori, sau cu un taxi dacă ai de luat două bilete, cum se întâmplă în Roma de cele mai multe ori. Și aici intervine acea stație cu afișaj electronic? Stația cu afișaj electronic este folosită peste tot în lume, asigură o transparență, anunță cadența autobuzelor, știm cât durează până la următorul autobuz, știm traseele, știm rutele, putem să aflăm multe alte informații care ne folosesc să mergem din A în B. Totodată, fără o bandă exclusivă pentru transportul public, dacă autobuzul stă bară la bară în trafic împreună cu celelalte mașini, iarăși nu va deveni o opțiune pentru mine care mă grăbesc să ajung undeva și atunci, sigur că apelez la autoturismul personal. Da, evident. Dar acum vine o întrebare legată tot de stațiile astea. Ele, dacă nu mă înșel prin nu știu ce hotărâre de Consiliul Local, ele au fost date în administrare unor societăți care să le facă, să le administreze efectiv și să-și poată afișa reclama acolo. De ce nu se impune și povestea asta? Măi, puneți-vă de comun acord și faceți stațiile astea inteligente.
stațiile inteligente sunt o ramificație dintr-un sistem informațional. Ele trebuie să fie incluse în proiect, nu pot fi de sine stătătoare sau independente, ci trebuie să conectate într-o rețea, își extrag informațiile, practic sistemul își extrage informațiile din locatoarele mașinilor, autovehiculelor și din opțiunea pentru care, pe care o arată un utilizator când ajunge în stație, poate să apese un buton, de exemplu, dacă se va merge pe o variantă de shuttle busuri, deci o variantă în care se optimizează traseele în funcție de cerințe și nu pe trasee clasice. Uh-huh. Adică trebuie văzute mai întâi care sunt cele mai populare, cele mai folosite. Trebuie făcut un studiu mai întâi, da, și acel studiu trebuie făcut concret cu utilizatori și nu din birouri. Bun, știți că asta înseamnă că se va merge mai mult, aceste autobuze vor merge pentru satisfacția populației și nu pentru câștig. Nu le putem avea pe amândouă și oamenii să fie mulțumiți și societatea să câștige. În momentul în care se optimizează pentru populație, se optimizează și pentru consumul de resurse, deci implicit și societatea furnizoare de servicii va fi câștigătoare pe termen mediu lung. Și apoi în momentul în care autobuzul devine eligibil în opțiunile noastre, sigur că va avea mai mulți clienți și sigur că va avea profit mai mare, de ce nu? Sau cifre de afaceri cel puțin. Până acum ar fi ca oamenii să stea mai puțin în trafic, una la mână, să folosească mai puțin autovehiculele proprii. Folosindu-le mai puțin, evident, acestea vor fi mai puține în oraș. Poluarea va fi mai mică, oamenii vor avea mai mult spațiu, aerul va fi mai curat și se va folosi transportul acesta în comun. Da, dar ca să folosești mai puțin mașina proprie, trebuie să stai mai puțin în trafic. Asta înseamnă să găsești și loc de parcare mai repede. Pentru că, conform unui studiu, 40% din mașinile aflate în trafic se află în căutarea unui loc de parcare, cele din orașe. Și atunci intervine acea aplicație de care spuneam, care poate oferi posibilitatea de a subînchiria locul de parcare sau nu. Poate, da. Poate să ofere puncte, de exemplu, de folosit într-o, nu știu, o sală de sport sau un acces la piscină sau puncte culturale. Până acum vedeți că funcționează, aplicația încă nu e funcțională, înțeleg. Aplicația nu este funcțională, va fi funcțională în momentul în care administrația locală de la acea vreme, am înțeles că sunt alegeri în curând, va înțelege că trebuie să o implementeze. Astfel de aplicații, poate nu identică cu ce am prezentat noi, astfel de aplicații sunt folosite în lume, sunt folosite și în țară, și la câteva luni de zile după ce am prezentat-o, coincidența a făcut că am văzut-o implementată în Brașov. De fapt, nu am văzut-o implementată, ci am văzut în presă, că am citit în presă că urmează să fie implementată. Cum funcționează? Dacă eu am un loc de parcare, un fel de park sharing, locul meu de parcare, un fel de park sharing. Nu sunt exact. Dacă dumneavoastră sunteți plecat și aveți locul de parcare concesionat sau închiriat pe o perioadă de timp, în sistem figurează ca vacant până la data la care optați dumneavoastră să o menționați. De exemplu, dacă veniți joi, vă luați o marjă de siguranță, da. Spuneți că Două zile, da? Lipsiți două zile. Ok. În timpul ăla, acel loc de parcare poate fi folosit de ceilalți care nu sunt neapărat riverani, care nu au acces la a achiziționa loc de parcare în zonă, dar care au treabă o oră, două, trei acolo. Au fost destule discuții, să știți, pe internet legate de și sunt asta. Numeroase discuții și să știți că acel afiș cu numărul de telefon în parbriz nu e întotdeauna agreat de toate părțile. Un astfel de sistem cu subînchirierea locului de parcare îl văd mult mai normal, să spunem. Ca să concluzionez povestea asta, înseamnă că cel care umblă să găsească un loc de parcare va consuma mai puțin combustibil, ceea ce înseamnă că va polua mai puțin, pentru că va ști, vine din prima, parchează pe locul tău, cât deci, o să și din punctul și din punctul ăsta de vedere, riveranii au de câștigat. Adică suportă mai puțină poluare. Corect. Nu vor suporta costuri mai mici în ceea ce privește concesionarea locului. Ei vor plăti la fel la primărie. Aceeași sumă. Depinde de modul în care va alege administrația locală să funcționeze. Noi se pot întoarce punctele la administrația locală și redistribui după, ceea ce, nu știu, poate să nască multe contre. Da.
Pentru că noi suntem români și bineînțeles că se va trezi nea Vasilică sau nea Georgică sau nea Ionică să spună la un moment dat, dar dacă eu plătesc, nu o să plătesc eu ca prost, o cază să stea altcineva pe locul meu. Însă, atât timp cât o aplicație poate oferi o extensie pentru fiecare utilizator, nu văd de ce nu ar oferi și un sistem de punctaj, nu neapărat bani înapoi, dar un sistem de punctaj, cum spuneam mai devreme, intră gratuită la, la sala de sport sau la casa de cultură sau la celibidache. Am crezut că să spuneți cinematograf. Speram. Sau cinematograf. Sensuri, și aici o să fie foarte interesant de vorbit, sensuri unice și bandă unică pentru, banda unică pentru transportul în comun l-ați discutat deja și, bineînțeles, pentru vehicule de intervenție. Eu personal, Cristian Foghel, dacă aș fi președintele lumii, aș monta pe vehiculele de intervenții lame din alea. Vorbesc foarte serios, pentru că eu sunt mai cu capul. Sunt momente în care mașinile de intervenție nu pot să treacă din cauza că unii sau alții. Dar sensurile unice în oraș, la noi au generat destule discuții și s-au făcut propuneri atât din partea dumneavoastră și din partea oamenilor de pe internet, din partea noastră a presei. Există acea comisie de circulație care ia la final toate deciziile. Aceste sensuri unice, pe care presupun că o să mi le prezentați, că le aveți deja gândite, da? Le-ați discutat cu colegii de la NextSpace, ați vorbit cu oameni avocați, cu juriști. Cu... Da, sigur. Doar că, iarăși, proiectul supus de noi, dezbaterii, da? Nu este un proiect final. Un astfel de plan se face după o dezbatere largă cu cetățenii sau cu reprezentanți, cât mai mulți și cât mai reprezentativ, să spunem, ai cetățenilor, și cu experți foarte buni în domeniu, sau printr-o simulare de trafic pe o aplicație specială. Ca să faci o simulare de trafic, trebuie să introduci foarte multe date, necesită destul de mult timp. E nevoie și acolo de o echipă care să lucreze... Dar asta trebuie să fie omologată de guvern, echipa asta, sau cum se face? Adică, presupun că nu este o firmă preferată de primărie care se ocupă de așa ceva. Mi-e teamă că se va ajunge la, în final la o firmă preferată, dacă e să ne uităm la istoric. Sper că nu. Dar sunt numeroase firme cu expertiză în domeniu. Dar la care sensuri unice anume ați face referire? Acum? De exemplu, cu Zavodă. Noi o vedem ca fiind sens unic. Acea mișcare de executată la bibliotecă prin mușcarea din spațiu verde nu mi se pare o soluție viabilă. Dar nu e cea mai fericită alegere. Pentru că, cumva, știți, infrastructura unui oraș sau, mă rog, a unui oraș, în cazul nostru, este ca o piață financiară. Poți să-l stimulezi, dar nu poți să obligi. Uh-huh. În momentul în care tu iei o măsură, fără să ai o consultare cu oamenii, cu utilizatorii, să-și o asume cumva și ei decizia, după ce au venit cu propuneri de a îmbunătăți acea măsură, nu va fi asimilată, nu va fi împărtășită. Acolo, administrația nu a făcut decât să stimuleze după principiul cererii induse. Adică o lărgire a carosabilului va atrage din ce în ce mai multe mașini. Un sens unic, cu o bandă exclusivă pentru transportul în comun, ar fi fost o soluție pentru Cuzavodă. Și ați fi preferat un sens giratoriu la ieșire din Cuzavodă? Sensurile giratorii reprezintă soluția agreată peste tot în lume. Dar acolo cum avem deja practic un sens giratoriu. Cum îl văd eu, există acea insulă cu fântâna arteziană. Da, vedeți și cu sensul giratoriu de pe Bulevardul Republicii, aceeași chestiune. Până nu se face o consultare, până nu se face un anunț repetat pentru ca utilizatorii să știe de o sau semaforul de la polivalentă. Până nu se mediatizează o astfel de modificare, mi se pare o oareșcare trădare a administrației în fața cetățenilor. E ca și cum i-ar vâna, așteaptă să facă o eroare, o greșeală. Ceva de genul. Sensuri unice, în continuare, că nu ne oprim aici, sigur trebuie să mai fie măcar unul. Sensurile unice trebuie să fie în oglindă, deci pereche. Tineretului ar fi fost un astfel de sens unic. Acolo se impune... Spre Bogdan Dragoș, spre Republicii. Corect.
Acolo se impune musai o bandă pentru vehicule de urgență, care ar fi fost împărțită cu mijloace de transport, dar poate nu folosesc timpul corect, ar fi fost, poate că va fi. Vedem ce se întâmplă. Mai mult spațiu verde pentru rămașcani prin parcări moderne. N-am vrut să vă opresc atunci, dar acum mă întorc la... Ați vorbit de parcări supraterane, parcări subterane, etajate și așa mai departe. Avem deja una, istoria ne arată că romașcanilor nu le place să meargă mult pe jos de la mașină și cu riscul de a-i supăra pe toți, nu că ar fi prima oară, dacă ar putea, romașcanii ar parca în sufragerie. Sau chiar sub geam sau chiar în ușă. Chit că stau la etajul 4. Acea parcare nu e folosită, nu e folosită nu că e mai departe de un alt loc de parcare, ci că a fost construită puțin greșit, să spunem. Intrarea nu este chiar cea mai inspirată. A fost proiectată puțin greșit. Însă, se impune crearea de parcări periurbane. Deci la intrarea în orașe, lângă gară, lângă autogară, trebuie să construite obligatorii parcări. Sunt oameni care nu au unde să parcheze în oraș, pur și simplu nu găsești loc, sau nu vrei să te aventurezi în aglomerația din oraș, sau pur și simplu vrei să te plimbi și atunci îți lași mașina la intrare în oraș și accesezi o altă soluție de transport. Sunt administrații locale în lume care au construit din start parcări subterane în centru. Este o viziune ușor greșită, trebuie pornit de la margine către mijloc, pentru că există posibilitatea că atunci când ajungi în mijlocul orașului să nu mai ai nevoie de parcări. Locurile să fie suficiente pentru că ai construit în cartier. Mi-a zis aminte de Mallorca. Toată povestea mi-a zis aminte de Mallorca, așa e. Acolo intri, am lăsat mașina, eu, da? Pentru că nu eram obișnuit nici cu localitatea, nici cu modul în care conduc, haotic în care conduc oamenii ăia, și am lăsat mașina într-o parcare la intrarea în oraș și am mers mai departe cu o bicicletă închiriată. Dar acolo nu și-a pus nimeni problema că până când voi duce bicicleta să o las la următorul stand, de fapt o să plec cu ea acasă. Dar la români se pune problema asta pentru că suntem români. Cum vedeți situația asta? Sunt mijloace de a preîntâmpina furturile și nu se pune problema de așa manieră. Acum. Sunteți un om optimist. Sunt lucrătoare. Avem camere video în tot orașul. N-ar trebui să... Și un singur om care le urmărește... Știți, nu? E unul singur. Nu știu. Ar trebui să fie melc săracul, să-i 14 ecrane și nu știu cum face. Trenduri europene, car sharing-ul, să-i rămurim pe oameni, nu toată lumea înțelege ce este car sharing-ul, și transportul alimentat cu energie electrică, asta l-am lămurit deja. Despre car sharing, în străinătate, în Spania, pot să vă spun de pe acum, există o pistă specială pe autostradă pentru cei care fac car sharing. Oamenii nu au limită de viteză și nu plătesc nici măcar taxa de autostradă. E un pas înainte. E un semn de bunăvoință din partea administrației. Cum s-ar face la român? Car sharing-ul este o soluție poate prea exotică ca să o discutăm anii aceștia. Noi trebuie să ne axăm pe a face proiectul, pentru că uitați, pe lângă plan de mobilitate urbană durabilă, trebuie reactualizat PUG-ul, planul urbanistic general. Urmează să avem construcții noi, în roman, locuri, și nu știm dacă acele construcții, care de fapt sunt grupate, sunt câteva blocuri la un loc, nu știm dacă în planul vechi sunt introduse utilități de genul grădiniță, dispensar și altele, care sunt absolut normale, și atunci... Dacă nu sunt, toate problemele le vor apăsa pe umerii locatorilor din zonă, care au deja niște utilități pentru care concurează, să spunem, de cele mai multe ori, cum sunt și aceste locuri de parcare executate acum. Deci, planul de mobilitate urbană trebuie executat cât mai repede pentru a atrage finanțare și trebuie executat bine. Pe cine vă bazați în executarea acestui plan? Mai mult pe administrație sau pe nivelul de înțelegere a populației? Administrația este cea care trebuie să comande acest plan, pentru că e un proiect vast și doar ea e în măsură să plătească, să aloce buget pentru. Însuși planul de mobilitate urbană se poate face cu finanțare, deci nu trebuie
achitat în totalitate, trebuie doar cofinanțarea suportată de administrație. Și în măsura în care reușim să-l facem cât mai repede, putem să ne înscriem pe o poziție eligibilă să accesăm finanțarea. Partea răutăcioasă a emisiunii, da? Pentru că trebuie să existe și așa ceva. Oamenii sunt oameni care v-ar considera un tip nou de hippie. Adică, de ce vrea Bogdan Roman să ne propună, nu să ne impună, că nu puteți impune nimănui, dar propuneți, să ne impună, să ne propună nouă să, uite, să-mi împart eu mașina sau drumul până la piață cu vecina de la patru care are și ea drum tot până la piață. Eu am muncit o viață întreagă, vreau să am mașina mea și de ce, care-i, cum să se facă treaba asta? E așa un fel de, de ce ar face-o? Pentru că aici vorbesc, eu vorbesc de mentalitatea. Noi suntem români, o să repet chestia asta. Suntem români, suntem moldoveni, noi avem implementată bine simțul ăsta al proprietății și să împărțim așa, dar să vadă lumea că împărțim, că dacă faci ceva de bunăvoință, nu te vede nimeni și ca urmare nu are valoare. Și atunci de ce ar face-o? Eu vreau să ne fie bine. Restul chiar nu contează. Felul în care sunt perceput. Eu nu țin să, sau proiectul în sine nu dictează modul în care își va petrece fiecare timpul sau modul în care vom alege să călătorim prin oraș. Proiectul în sine dorește să ofere, în final, posibilitatea de a accesa 5, 6, 7 variante în loc de una. Adică dacă în momentul de față, pentru a merge la Kaufland, dintr-o anumită zonă sau în altă parte, pot să merg doar cu mașina personală, după implementarea proiectului ar trebui să avem 3, 4, 5 variante. Acolo trebuie să ajungem. Și sperați că oamenii, forșinți, populația va înțelege că cum e de bine? Să nu înțelege o stare de bine? Pentru că, în final, asta trebuie să avem. Un oraș care să reprezinte o variantă pentru noi, pentru fiecare, să alegem să trăim aici. Rămânând puțin la a alege să trăim aici, am vorbit despre cum am putea să-i facem pe tineri să rămână în Roman sau să aleagă să vină spre Roman. Și aici mă refer inclusiv la tineri care au deja o specializare, gen medici, ingineri și așa mai departe, care pot aduce într-adevăr acest plus valoare de care vorbește toată lumea. Da? Înainte de a începe emisiunea, m-am spus că personal, am spus-o de mai multe ori, consider că Moldova e așa un fel de rudă săracă de noastră, sunteți cofondator al Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei. Da? Exact nu știu ce înseamnă dezvoltarea Moldovei, pentru că e un termen așa de vag și consider că Moldova e așa un fel de rudă săracă a celorlalte provincii istorice. E o rudă pe care ar prefera să o uite, dar n-au cum, pentru că ea există și e bună odată la 4 ani, acolo 5 când e vorba de președinte. Și cum vedeți dezvoltarea, mișcarea asta pentru dezvoltarea Moldovei, ce înseamnă de fapt? Ca să ieșim puțin din Roman. Dezvoltarea Moldovei sună la obiectiv foarte îndepărtat când îl aud, când îl rostesc, parcă e altfel. E adevărat, odată la 4 ani toate interesele noastre, ale tuturor din zonă, devin prioritate pentru toți candidații politici. Și vedem că se fac pasarele, se fac autostrăzi, se fac tot felul de obiective care ar trebui să ne dea speranță și ca să nu mă hazardez să spun că pe oricine ca antreprenor ar trebui să îl motiveze să aibă un plan de business în zonă. Totuși, dacă studiem un pic sau analizăm istoricul, există o variantă ocolitoare cu un studiu de fezabilitate în Roman făcut acum 10 ani. De atunci au fost 16 miniștri de transporturi, de fapt 17, plus 2 locțiitori. Nu avem. Și dacă așteptați puțin, o astfel de variantă. Vă vine rândul. Nu. Nu mă au pe cine pune, bă, câți poți să aibă. I-au schimbat așa de des. Sper că vor fi oameni competenți și sper că clasa politică se va schimba
Și sper că și noi în regiunea Moldovei vom avea lideri care să militeze pentru interesele noastre ale zonei. În mișcarea de dezvoltare a Moldovei se vorbește și de această fabuloasă, fantastică autostradă. Da, noi milităm de 3 ani și ceva de acum pentru autostrăzile Moldovei. Obiectivul principal a fost A8, Autostrada Unirii. De altfel, în urma unei presiuni în Parlament am obținut acea lege, 291, pe 2018. Sunt pași făcuți în ultima vreme, însă la fel în sensul de a se efectua studii de fezabilitate odată cu proiectul tehnic de execuție, pentru că guvernarea trecută a executat studii de fezabilitate, dar fără PTH, deci banii rosiți în zadar. A apărut acum foarte aproape de noi A7-le, însă trebuie să conștientizăm că este vorba doar de centura Bacăului, executată fără o finanțare neapărat la inițierea proiectului. Acum suntem în faza de analiză multicriterială 2 pe varianta ocolitoare, deci vom avea, sperăm, sau cel puțin ne-au promis că vom avea la vizita efectuată la Ministerul Transporturilor de acolo lună, ne-au promis că vom avea în 2022 inițiată execuția proiectului și finalizată în 2025. E adevărat că e puțin cam departe varianta ocolitoare ca așezare, ca poziționare. Este pe traseul verde, dacă ați vizualizat harta. Aș fi mers pe un traseu albastru, după care să se revină pe roz, adică puțin mai aproape de Roman. Dar nici cel roz nu ar fi fost benefic pentru noi, pentru că, de ce să nu spunem, știți că se fac expropieri în momentul construirii, da. Însă datele culese înainte de a face studiul sunt cam vechi și între timp s-au mai construit niște hale, deci pe varianta roz nu se putea merge oricum. Da, ce ți se numește? Dar varianta verde include 4 noduri în zona metropolitană Roman, ceea ce înseamnă fiecare nod reprezintă capăt de autostradă, înseamnă dezvoltare pe toată zona metropolitană Roman. În ce sens? Vreau să vă întreb. Ce înseamnă parcuri? Parcuri industriale înseamnă. Adică o să avem parte noi de investitori? Noi locuri de muncă și noi investitori în zona Roman. E adevărat că foarte mulți s-au plâns, în mod special transportatorii care se plâng de povestea asta, că n-au altă variantă decât să meargă dinspre Suceava sau dinspre Iași, spre București, trecând prin Roman, mergând pe Europeană, respectiv pe DN2, sau nu? DN2 se numește? Partea DN2. DN2. Da. Așa. Și n-au altă variantă. Și în urma lor, cârduri de mașini care claxonează și îl jură că așa e, când mergi cu tirul, nu poți să mergi cu 130. Unii merg cu 130, limita de viteză, da. Nu e 130. Da. Șoferul din mine tocmai a zis 130. Și atunci o autostradă ar fi mai mult decât binevenită. Măcar parte din ea, nu? S-ar mai elibera din povestea asta cu traficul. O autostradă înseamnă, în primul rând, civilizație. Înainte de oportunități. Practic, străinii cântăresc oportunitatea unei investiții, nu neapărat din punct de vedere fiscal mai nou, ci mai mult după infrastructură. Deci, dacă au autostrăzi, le este mai ușor să importe, să exporte bunuri și automat costurile, și noi facem import și export și vă spun că tot ce înseamnă de la Oradea încoace este costisitor. Ca să ne apropiem de finalitate, care-i viitorul? Citesc tot pe site, în continuare să cu site-ul și îl recomand tuturor să intre pe nextspace.ro. Până în anul 2030, la nivelul municipiului, va trebui să avem doar, vorbim aici de niște date, 37.720 tone de emisii de CO2, că am voie să zic, s-a folosit și la nivel mai mare. Da? Și vorbind despre povestea asta cu 2030, cum e viitorul? Cum îl vedeți? Următorii 10 ani, dacă, să spunem, proiectul, ideile pe care mi le-ați explicat acum, împreună cu colaboratorii dumneavoastră, ar fi puse în practică,
crește nivelul de viață, crește media de... Calitatea vieții clar se îmbunătățește și costul asupra sănătății se micșorează. Deci pe termen lung vom avea numai de câștigat. Plus că romanul va deveni într-adevăr o opțiune să rămâi, nu doar să o tranzitezi. Trebuie să mai fie și altceva. Nu se poate să nu mai fie. Odată cu... Putem dezvolta oricât, dar trebuie să fim realiști și să cântărim lucrurile. Suntem deocamdată în punctul în care nevoile primare nu sunt asigurate în totalitate aici. Și atunci nu trebuie să ne hazardăm, să ne îmbătăm cu apă rece, ci trebuie să analizăm foarte bine, să fim luciși și să optăm pentru variantele care prezintă cea mai mare încredere, să investim cu tot ce presupune și să sprijinim din punct de vedere civic toate demersurile în dezvoltarea zonei. Gândind din punctul de vedere al administrației actuale, poate ideea lor este că trebuie să gândească variantele cele mai ieftine, mai puțin costisitoare. Ieftin înseamnă termen scurt. Nu înseamnă viziunea pe termen lung. Bun, e genul ăla, suntem prea săraci ca să ne permite lucruri ieftine? E sănătos principiul și ar trebui să ne conducă într-acolo încât să avem investiții sustenabile pe termen lung. Domnule Roman, vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile pe care mi le-ați dat. Sper că cei care au stat acasă au urmărit cu interes și au înțeles despre ce este vorba. Le fac eu o invitație în numele dumneavoastră și a colaboratorilor. Orice întrebare, orice nelămurire, există acest site, nextspace.ro. Există date de contact. Presupun că cineva din toată echipa acelor persoane care preferă să... Primim mesaje și idei de continuitate a proiectului și, din fericire, primim idei sau primim fel de fel de probleme și viziuni de realizare a problemelor, de rezolvarea problemelor și pe alte spețe. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, toate cele bune, sper să ne vedem data viitoare. Oricând.